astăzi, în această zi când vorbim, divizia 11-a Armatei Române intra pe 24 ianuarie în orașul Strășeni. Domnul președinte al raionului este aici. Nu întâmplător. 24 ianuarie 1918, Basarabia se proclamă Republică Democratică Independentă, să rupe de Rusia. Atunci, în 24 ianuarie 1918, și cele patru divizii române trimise de guvernul României să facă ordine împotriva bandelor bolșevice care furau totul și omorau oamenii și își băteau joc de românime, să poată să facă acest lucru. Să nu uităm, 24 ianuarie în centenar înseamnă proclamarea independenței de stat a fostei guvernii Basarabia, urmând ca după aceea, peste două luni, să hotărească unirea cu România. Este respectul pe care îl datorăm acestei idei mărețe al lui Alexandru Ioan Cuza de a schimba denumirea celor două principate, așa cum au impus-o puterile europene, din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, nu în România. De aceea, astăzi când suntem toți alergați pe toate drumurile, când nu mai avem timp să ne gândim la sufletul nostru de români, de câte ori trecem pe la Alexandru Ioan Cuza să ne aducem aminte, să ne înclinăm cu respect, pentru că în lume România există și are acest nume și putem spune că suntem mândri, că suntem români, datorită acestui mare domnitor. Bat clopote în tâlne întregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie, neunirea și strălucirea României mari și Cuza Vodă intră în catedrală și poartă harta Dacii în mâini. Pritrânsul Burebista se răscoală și iată, suntem toți români. La mulți ani, Maria ta, la mulți ani, Gorgota.